Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi, când filmez, este 6 octombrie, o zi de duminică. Voi cred că o să vedeți acest videoclip în altă zi, pentru că astăzi am postat deja un videoclip cu animalele. Voi când o să vedeți acest videoclip cu porumbei, eu o să fiu plecat în practică o lună, de fapt o săptămână, că o să mă întorc înapoi pe weekendul celălalt. Da, la porumbei le-am pus mâncare. Trebuie să le schimb apa, aia și aia de acolo. O să stea închiși, o să le dea mama mea de mâncare. Intrăm frumos la ei. Astăzi vreau să vă arăt, să fac planurile mele pentru 2020 cu porumbei. Începem. Aici avem voiajorul ăsta, care sunt și ei, au început să năpârlească. Avem voiajorul ăsta, o să trească să iau și lui o femelă. Vreau să-i desperechez de asta. Apoi am femela asta de jucător și cu femela aia de acolo. O să trebuiască să le iau doi masculi pentru fiecare. Avem rotatul acesta. La rotatul acesta o să trească să iau tot așa și lui o femelă. Poate de rasă pură, poate nu. Stai mă cu minte. Bă, turbo. Te lovești. Apoi cu... Avem voiajorii ăștia doi. Argintiul și cu solzata. Uitați-l aici, argintiul. Avem solzat aici. Să sperăm că ăsta cu argintiul ăla să fie pereche. Dacă nu o să fie, nu o să fie nicio problemă. O să le cumpăr la fiecare câte o pereche. Și da, o să trească să iau 3 porumbei deocamdată, 3 porumbei noi, masculi pentru astea două și femelă pentru ăla. Și femelă pentru asta. Deci ar veni 4 porumbei. Și să văd dacă aia doi sunt pereche. Argintiu cu solzata. Și dacă nu o să fie, o să trebuiască să le iau și lor pereche. Dacă nu-i las așa, poate o să-mi iau voiajori. Și vreau să-mi iau încă o pereche de rotați. Pe alb. Sau voi vedea eu ce culoare. Care o să-mi placă. Sau poate o fi alte rase prin piață. Apoi avem puișorii ăștia. Pe care s-ar putea să-i vând. Sau, nu știu, s-ar putea să păstrez. Că dacă o să fie unul dintre ăștia masculi, nu o să-mi iau mascul pentru femeia de acolo care se tot bate. Ați auzit cum urâie ăla? Ce frumos face. Deci dacă unul dintre ăștia doi o să fie masculi, o să păstrez. Ăsta, de doamne să fie mascul. Pentru că îmi place foarte mult penajul lui. Nu știu să mă pun undeva să-l vedeți. Așa, uitați-l ce frumos este porumbelul. Să-mi ziceți și voi în comentarii ce credeți că este porumbelul de la minutul așa. Îmi ziceți dacă ce credeți că este. Uitați-l mai aproape. Apoi l-avem și pe frate-sul aici. Ia la el. Punem pe pauză și după ceva minute bune am reușit să-l prind. Deci chiar vreau să-mi ziceți ce credeți că este. Dacă cumva vedeți punctele alea la ochi. Așa este penajul. Deci să nu vă speriați. Așa este penajul lui. Deci da, cam astea sunt modificările așa în mare parte. Dacă ăla o să fie mascul, o să-l păstrez. Și o să-l împerechez cu asta. Ia. A, deci la cum o făcut. Ia. La cum o făcut. Doamne ajută să fie mascul. Apoi avem prechindelul acesta. Frate cu porumbelul ăla roșu, care sincer... A, da, e acolo sus. Am zis că nu l-am văzut. Vreau să văd ce o fi. Și dacă o să fie femelă, văd eu dacă îl păstrez sau dacă nu. Și
La ăla tot așa o să trească să-i cumpăr o pereche. Ăla îmi place foarte mult că dă tumbe. Și da, uitați pe toți. Avem în total 10 porumbei. Trebuie să-mi fac altă crescătorie și cam astea au fost. O să le dau puțin drumul și apoi de seară o să-i închid. Afară este soare, lumină, dar în podii mai întuneric așa. Sau, na, eu văd destul de ok, dar na, poate și calitatea telefonului strică puțin. O ieși și ăla. Deci, cum v-am zis, din câte văd acolo sunt puii. Acolo sunt argintiu cu solzata și acolo e femeia cu pui și cu rotatul acela. O să-i scot și pe nebunii ăștia. Hai mă și tu, da, bată-te. Hai că a ieșit și ea. Am uitat că au venit înapoi. Și pui după aia normal. S-a pus acolo. Hai că o să-i dau jos. M-am dat jos. Deci cam aici o să închem acest videoclip. Vreau să lăsați acolo un like, un mare like. Cu voi a fost Robi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!